Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică alături de prietenii mei, Mara și Andrei. Ei sunt cei împreună cu care am învățat să rezolvăm probleme folosind metoda reprezentării grafice atunci când cunoaștem suma și diferența. Astăzi ei ne-au pregătit noi provocări matematice. De data aceasta avem de-a face cu probleme în care cunoaștem suma sau diferența și de câte ori este mai mare un număr decât celălalt. Să începem! Mara și Andrei au coordonat două echipe de elevi la târgul de mărțișoare organizat în școala lor. Echipa Marei a obținut o sumă de bani de 3 ori mai mare decât cea obținută de echipa lui Andrei. Împreună, cele două echipe au strâns 84 de lei. Câți lei a obținut fiecare echipă? Notăm cu A suma de bani obținută de echipa lui Andrei și cu B suma obținută de echipa Marei. Pentru a rezolva problema, vom folosi metoda grafică și vom reprezenta cele două numere A și B cu ajutorul segmentelor astfel. Pentru suma de bani obținută de echipa lui Andrei, vom folosi un segment de dreaptă. Pentru a reprezenta suma de bani obținută de echipa Marei, vom avea nevoie de 3 segmente de aceeași lungime cu primul. Observăm că cele 4 segmente reprezintă împreună numărul 84. Cât va reprezenta un singur segment? Desigur, 84 împărțit la 4 egal 21, un număr de 4 ori mai mic. Am aflat că echipa coordonată de Andrei a obținut 21 de lei din vânzarea mărțișoarelor. Acum este simplu să aflăm câți lei a strâns Mara împreună cu echipa sa. 21 ori 3 egal 63. Răspunsul este 63 de lei, deoarece suma lor este de 3 ori mai mare decât cea a echipei lui Andrei. Pentru a fi siguri că am rezolvat corect, este bine să facem o verificare. 21 plus 63 egal 84, 3 ori 21 egal 63. Răspunsul problemei este: echipa Marei a obținut 63 de lei, iar echipa lui Andrei 21 de lei. Cu acești bani, cele două echipe au cumpărat puieți pe care i-au plantat în parcul de lângă școală. Numărul puieților plantați de echipa lui Andrei este de 4 ori mai mare decât cel al puieților plantați de echipa Marei, iar diferența este 36. Câți puieți a plantat fiecare echipă? Să reprezentăm cele două numere cu ajutorul segmentelor. Pentru echipa Marei vom utiliza un segment de dreaptă. Cum vom reprezenta numărul puieților plantați de echipa lui Andrei? Vom desena 4 segmente de aceeași lungime cu primul. Diferența dintre cele două numere este 36 și ea este reprezentată de cele 3 segmente pe care le observăm în plus la primul număr. Dacă 3 segmente reprezintă împreună numărul 36, atunci un segment reprezintă un număr de 3 ori mai mic, adică 36 împărțit la 3. Astfel, aflăm că echipa Marei a plantat 12 puieți. Dacă un segment reprezintă numărul 12, atunci 4 segmente reprezintă un număr de 4 ori mai mare. Astfel, 12 ori 4 egal 48. Acesta este numărul de puieți plantați de echipa lui Andrei. Problema este rezolvată, dar înainte de a scrie răspunsul, să verificăm dacă am rezolvat corect. Este diferența dintre cele două numere 36? 48 minus 12 egal 36. Este un număr de 4 ori mai mare decât celălalt? Desigur, 4 ori 12 egal 48. Așadar, echipa Marei a plantat 12 puieți, iar echipa lui Andrei 48 de puieți. Felicitări, te-ai descurcat foarte bine! Pe curând!